Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Facem analiza evenimentelor importante petrecute la Buzău în această săptămână. În studioul nostru pentru această discuție îl avem ca invitat pe domnul Vasile Minică, liderul Cartel Alfa Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Minică. Bună seara, bine v-am găsit. Pentru că sunt foarte multe subiecte pe care doresc să le discutăm în această seară, trecem direct în acțiune, ca să mă exprim așa. Și dacă tot e vorba de acțiune, avem în această perioadă proteste în toată țara, avem proteste și la Buzău. Aseară s-a înregistrat un număr, sau mă rog, cel mai mare număr de participanți la manifestare de când au început protestele astea de stradă. Au fost peste 400 de cetățeni. În capitală se anunță pentru duminică un număr record de participanți, însă iată că avem și noi la Buzău, dacă la început așa erau la 20-30 în primele zile, a crescut la 100, aseară într-adevăr au fost chiar vreo 400 și ceva de inși, asta este estimarea, mulți ar spune că tot e puțin. Cum să tot spune, doamne, la Buzău ne miră faptul că iese lumea, că în continuare e un județ roșu, e un oraș roșu. Păi, se pare că ușor, ușor, foarte mulți cetățeni, fie ei tineri, mai în vârstă și așa mai departe, realizează faptul că ceea ce s-a întâmplat după Revoluție 27 de ani, adică sfidarea, până la urmă, a cetățeanului și lipsa dialogului social și lipsa dialogului cu organizațiile civice, a creat monștri în politică, aroganță, aș spune eu și lipsă de bun simț, și că în momentul de față societatea reacționează și încearcă să pună la punct mediul politic. Pentru că, după părerea mea, vina pentru tot ce se întâmplă în momentul ăsta în țară, pentru că una peste alta oamenii așezați și liniștiți, le e teamă de ca aceste mișcări să nu degenereze și să creeze probleme țării. În schimb, foarte mulți ar fi în stradă dacă ar simți că nu face rău României, pentru că, așa cum spuneam, lipsa de dialog și sfidarea noastră a cetățenilor după ce politicienii ajung la putere a ajuns să nu mai o suporte cetățeanul de rând. Da, e interesant și modul în care se desfășoară aceste manifestări, pentru că, iată, sunt manifestări neautorizate. Nu, în niciun caz nu pun problema, domnule, hai să-i dăm de acolo sau să respingem, se știe foarte bine că nu sunt spontane. Dar uite că autoritățile au această toleranță față de... Pentru că ei nu mai pot să mai... Autoritățile nu pot... să vină în contrapartidă, să ce să zică, domne, n-aveți autorizație, nu mai protestați. Adică e atât de impact mișcarea asta lansată acum câteva zile bune, încât nici autoritățile nu, ele stau așa, adică domne, noi veghem. Este o știință e o știință de gestionare a crizelor și să știți că în momente din astea nu este bine să te pui cu poporul, să te pui cu cei revoltați și așa mai departe. Eu sunt convins că în timp unii dintre cei care se manifestă mai violent, unii care, cum să spun, ies în relief cu câte ceva, vor fi citați, unii dintre ei. În schimb, libertatea aceasta și dreptul de a manifesta, câștigat în 89, e un drept sfânt și trebuie să lupte și aici cetățenii cu el. Dacă s-ar opune cumva cineva în momentul ăsta, chiar ar crea un efect de bumerang, adică are și mai mulți în stradă și s-ar întâmpla lucruri și mai violente. Așa că pașnic fiecare își face, să spun, treaba, în sensul în care își exprimă nemulțumirea față de modul în care se iau decizii politice în România, modul în care sunt sfidați oamenii. Și eu zic că e înțelept să nu acționeze în forță, este înțelept chiar și în rândul manifestanților, cei care sunt violenți sau care se manifestă altfel decât normal, să spun așa, într-o manifestație pașnică, să fie izolați, să fie îndepărtați, astfel încât să nu creeze posibilitatea sau incidente în cadrul manifestărilor.
Da, la fel ca în București, ca în alte orașe din țară, și la Buzău avem o majoritate a participanților din rândul tinerilor. Cei mai mulți sunt tineri. Sunt și până în 45 de ani, da? Sunt și unii dintre ei care au venit cu copiii și aseară la acest protest. Pensionarii stau acasă. Nu îi critic, eu doar constat. Nici eu nu vreau să mă pronunț ca să nu fiu înjurat că de o parte sau de alta. Sigur, sigur. Și eu încerc să demonstrez și asta și sunt imparțial. Eu așa am constatat. Adică, vorbind acum despre categoriile sociale care sunt reprezentate la protestele astea. Păi, este clar un grup țintă de tineri care, cum să spun eu, simt mai fin pericolul care planează asupra țării luând asemenea decizii peste noapte, rapid și în asemenea condiții, pentru că de fapt ce deranjează, ce am înțeles și eu și încerc să iau pulsul mulțimilor, tinerilor și așa mai departe, este faptul că aceste decizii s-au luat în guvern cu caracter de urgență și nu s-au înaintat Parlamentului pentru a fi discutate, a căuta să prezinte înainte de a se lua o decizie finală toate variantele posibile cu discuții în Parlament, pro și contra și așa mai departe. Este drept că pe anumite măsuri, trebuie să fim sinceri, cele impuse cumva de Curtea Constituțională ar fi trebuit de mult luate niște decizii și acolo lucrurile nu cred că ar fi motivele principale de demonstrații. Motivele principale sunt totuși dezincriminările și faptul că unii politicieni, pentru că trebuie să vedem un lucru. Exact. Aici tot timpul... În decursul evoluției societății românești după Revoluție, majoritatea celor care au făcut politică s-au îmbogățit. Ușor, ușor a început să fie, până la urmă, să dea socoteală fiecare pentru ceea ce a făcut și pentru faptele lor și modul în care au acumulat niște averi. Ei, acum, ce deranjează foarte mult pe toată lumea este faptul că se încearcă acoperirea și spălarea acestor oameni și lucrul ăsta, sigur, deranjează și este un pericol iminent de a nu mai fi ordine în țară, de a fi fără de lege și că se poate fura în România. Ăsta e mesajul care îl transmit cei care manifestă, în sensul în care, gata, s-a terminat, dați socoteală, luați decizii corecte, îndreptați-vă cu fața către noi și atenție că suntem cu ochii pe voi. Nu mai puteți voi vota și lua decizii la miez de noapte, nu mai puteți voi face tot ceea ce vreți cu banii publici, căutați și faceți licitații corecte, achiziții corecte și încercați să țineți cont de noi, de electorat, noi cei care v-am trimis acolo să luați decizii pentru noi și în numele noastră. Da, dar uite că de partea cealaltă răspuns este, domne, noi am format o majoritate în urma unui vot al cetățenilor. Păi, cei care au ieșit la vot au preferat PSD. Păi eu zic că nici PSD-ul nu este, PSD-iștii sau cei care au votat PSD-ul nu sunt împotriva ceea ce spun demonstranții, pentru că nici ei nu cred că agrează furtul, nici ei nu cred că agrează ca unii care au greșit și au greșit cu bună intenție și în folosul lor și a celor apropiați să nu plătească. Eu așa cred și așa am văzut. Până la urmă și manifestanții, în marea lor majoritate, nu spune jos guvernul, ci spune nu mai luați așa decizii, abrogați ordonanța, trimiteți proiect de lege în Parlament, discutați-l, luați act de faptul că nu suntem mulțumiți de tot ceea ce ați propus în această ordonanță și mergeți mai departe cu măsurile economice și sociale cu care ați venit în campanie electorală și care le așteptăm. Exact. Bun, să mai și vorbim, domnule, dar de ce se cere demisia întregului guvern? Că aici ar fi problema doar de ministrul justiției și de premier care ar fi implicați. Cei drept apar în fața publică când mai apar cu explicație. Dar ordonanța asta 13 e dată în ședință de guvern. Deci e aprobată de aproape toți miniștrii. Da. Că nu a dat-o premierul. Nu, în plenul guvernului. A dat-o în guvern. E aprobată în guvern. Că
sunt aceste speculații, domnule, că se încearcă până la urmă denaturarea rezultatului votului din decembrie. Trebuie să fim sinceri și să stăm strâmb să judecăm drept, că sunt și forțe și sunt și oameni care manifestă în cadrul acestor adunări publice, să le spun așa, care vin și cu o nemulțumire de ordin politic. Și părerea mea este că este periculos faptul că se cere până la urma urmei alegeri anticipate, că se cere demiterea guvernului, pentru că totuși trebuie respectate alegerile. De aia spun că marea majoritate din ceea ce am observat eu nu doresc acest lucru. Iar cei care spun lucrul ăsta cred eu că au influență și de partid și trebuie să fim sinceri cu toții. Și că sunt unele forțe politice care nu acceptă până la urmă. Eu aș putea înțelege că nu acceptă faptul că au pierdut alegerile, dar și ei la rândul lor, în momentul în care niște decizii ale guvernului, ale Parlamentului, pardon, la propunerea PSD-ului au fost contestate, inclusiv de președintele statului la Curtea Constituțională și așa mai departe, n-au făcut altceva decât s-au așezat împotriva dorinței și așteptărilor cetățenilor de la momentul ăla. Vorbim de taxele cele 102 și de alte lucruri care, până la urma urmei, trebuie să fim sinceri că marea majoritate dintre noi le-am așteptat și le agreem. Nu cred că există român care să nu vrea să plătească mai puține taxe și impozite, nu cred că există român care să nu vrea să trăiască mai bine și așa mai departe. Adică nu te poți așeza când a fost bani pentru ei. Mă refer acum pentru politicieni prin majorarea indemnizațiilor, prin majorarea pensiilor și așa mai departe, au fost bani. Când a venit vorba că ca să câștige și cetățenii de rând la pensii, la salarii și așa mai departe, n-au mai fost bani. Deci, vedeți, rezultatul alegerilor este, până la urma urmei, rezultatul unui comportament politic și a lipsei, din punctul meu de vedere, de strategie în precampanie și în campanie electorală. Adică te pui contra poporului și a beneficiilor care, într-un fel sau altul, trebuie să lupți și să găsești soluții și pârghii să crești nivelul de trai al populației și după aceea te superi că nu te-a votat. Păi n-am înțeles cine face strategii în acest partid să și vede că nu prea sunt bine conduse. Acum, sincer vorbim, și în plan local și în plan național. Nu prea au în momentul de față lideri, nu au purtători de cuvânt, nu au mesaje clare către populație și după aceea se supără și sunt împotriva tuturor celor care au câștigat alegerile. Eu zic că ar trebui să facă în momentul ăsta, ca și soluție așa, să se adune și Parlamentul, chiar și președintele statului, să discute, să găsească o soluție alternativă, să iasă împreună cu un mesaj comun la mase există, și la cetățeni, la români. Nu există o disponibilitate la dialog. Păi nu există. Eu n-am văzut niciodată la oamenii ăștia care au furat cu toții de-a lungul anilor. Sigur. La toate partidele. N-am văzut într-un moment din acesta de criză. Uite, avem oameni în stradă, da? Să se adune la o masă cu toți, dom'le, hai că suntem așa, hai să găsim o soluție așa de compromis cu toți și să dăm drum. Adică e o criză care văd că se prelungește din ce în ce mai mult. E o criză care se prelungește și se prelungește și este de-a dreptul periculoasă, cum spuneam și mai devreme, tocmai datorită faptului că niciunul din actorii principali politici ai țării, am impresia că în momentul ăsta nu contează decât interesele lor, de precampanie, de ale grupurilor de interese care le apără și așa mai departe și nu există la mijloc sau în centrul atenției lor interesul României și a românilor, în sensul în care să se adune, să discute, să găsească soluțiile acceptate și compromisul cu care până la urmă trebuie să fie toți de acord, să iasă cu un mesaj comun într-o conferință de presă, să spună stați liniștiți, ne-am înțeles, așa se va face, trebuie să mergem mai departe, nu punem foc la țară. Ei, aici eu acuz și am mai spus în alte ocazii faptul că se demonstrează că la noi în România nu avem oameni de stat, nu avem politici care să fie în avantajul cetățenilor și nu vreau să merg cu speculațiile într-acolo încât să spun că unii poartă interesele altora, dar ușor, ușor lucrurile trebuiesc separate, da, și văzut. Sunt politicieni pentru cei care i-a trimis acolo sau sunt politicienii intereselor altor structuri sau mediul de afaceri și așa mai departe? A propriilor interese. Am constatat de lungul anilor. Avem o primă intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Se vede de la distanță mare cine vrea binele țării și cine nu vrea. Cine a instigat la ură, cine a scos atâția oameni în stradă. Când a fost guvernul Ponta, de asemenea s-a întâmplat aceeași situație ca și acum. Acest guvern este
pus acolo prin faptul că românii l-au vrut. Au votat, câți au votat, clar este că au ieșit și de asta sunt puși acolo. Au tot dreptul ca să facă și ordonanțe de urgență, au și tot dreptul să facă proiecte de lege și așa mai departe. N-are decât n-a contestat nimeni acest drept, să știți. Că nu a contestat nimeni. Se vede că astea se contestă. Ordonanțele se contestă. Păi e vorba de conținutul lor, nu de dreptul de a... Dacă e dreptul guvernului, ce mai contează conținutul? Deci, da. Practic, ce mai contează conținutul? De ce nu au ieșit acei oameni care se spun că vor binele României și sunt în Parlament și au fost în Parlament atunci când le-au mărit pensiile speciale? De ce n-au strâns 100.000 de oameni să iasă în piață? De ce când a mărit salariul președintelui? De ce nu a ieșit domnul președinte să protesteze? Acum, prin faptul că s-a mărit salariul minim pe economie, s-a văzut clar cine l-a vrut și cine nu l-a vrut. Se vede clar cine găzduiesc oamenii și cine le dă mâncare caldă ca să stea la protest. Și... Deci privații, PNL-ul asta înseamnă privat. Libertate, liberali, asta înseamnă. Bun, deci noastră sunteți... care sunt în piață, ăia n-au nici locuri de muncă, domnule. Dacă ar avea locuri de muncă, nu și-ar pierde vremea pe platourile alea pe acolo. Bun. Ar fi obosit, n-ar mai fi eficiența a doua zi. Să înțeleg că dumneavoastră vă numărați printre cei care cred că toate manifestările astea de stradă sunt dirijate... Absolut. Și că, vede clar, s-a văzut clar. Că protestatarii în majoritate ar face parte, mă rog, din... Domnul președinte în geaca roșie când s-a dus pe platou, acum nu mai are curaj să meargă acolo, în mijlocul populației, în geaca roșie. Acum stă în pijamale roșii și privește la televizor. Da. Dacă ar avea curajul, ar merge zi de zi acolo. Și să vedeți că se schimbă situația. Dumnealui stă frumos în pijamăluțe, se uită la televizor și mai iese pe post. Așa îi mai incită pe oameni că dumnealui vrea ce vrea, l-am înțeles, vrea totdeauna guvernul lui, vrea să nu dea nimic la populația asta de rând, să câștige numai dumnealui, dar trebuie să avem și curajul ăsta de a ne spune exact ceea ce vrem și noi, pentru că și noi vrem să trăim ca domnul președinte. Nu numai noi să facem foamea, să mergem în spitale, să dăm șpagă, deci vrem și noi să avem un salariu mai mare, să muncim și noi mai decent, să ne protejeze și ITM-ul acolo unde muncim, să avem și noi un mediu sănătos unde să ne tratăm. Deci vrem și noi condițiile astea. Dumnealui pleacă în Germania, se duce să pupă cu doamna Merkel, doamna Merkel îi spune ce să facă la noi în țară și se vede clar cine vrea, exact ca și în Parlamentul European. Cine a fost cea mai înverșunată persoană de acolo? Doamna Macovei. Deci nu avem ce să mai discutăm. Toată țara vede ce se întâmplă. Deci nu vor să vadă din România, România fără Transilvania, România fără Moldova, asta se vrea. Bun, mulțumim mult pentru intervenția noastră și pentru opinia exprimată. Vă rog, domnul Minică, foarte pe scurt, ca reacție, vă rog. Vedeți că sunt, cum spuneam, sunt mai multe tabere și mai multe opinii. Pericolul greșelilor guvernului, PSD-ului, ale președintelui. Și acum mai nou chiar și a instituțiilor judecătorești și a unor capi, că toți greșesc de la o zi la alta, parcă au nebunit cu toții. Pentru că se amestecă cu unii în treburile altora. Așa cum spunea telespectatorul, sigur că guvernul este abilitat să dea ordonanțe. Dar prevederile anumitor ordonanțe nu înseamnă să fie trimise către niște oameni care în decursul anilor, din banul public, au făcut averi. Și să nu mai răspundă. Că asta e problema. Și în momentul ăsta, așa cum am spus și eu, e clar că sunt și unii care încă nu înțeleg că s-a terminat alegerile și campania electorală și că poporul ăsta a dorit, dar în același timp nu putem să nu veghem, indiferent dacă ar fi fost PNL-ul sau PSD-ul la putere, ce legi fac și care sunt, cum să spun, direcțiile clare și ale efectelor acelor legi. Mă refer la ordonanțele de urgență. Bun, să punem problema, dom'le, dar până la urmă am înțeles toată tevatura. Dar de ce nu a fost în lista cu promisiuni electorale da, de la PSD această ordonanță? Adică să nu creadă cineva de acolo la
guvern că noi ar trebui să punem botul la ideea că după alegeri s-au gândit ei să facă o ordonanță din asta privind modificarea codului penal și codului de procedură penală. Și avem și noi experiență și eu zic că am o experiență post-revoluționară cu privire la multe lucruri în relațiile cu Parlamentul, cu guvernul în special și așa mai departe. Această presiune pe aceste măsuri a fost din partea baronilor PSD și nu numai. Adică, cum am nominalizat PSD-ul, pot să spun și liberal și mai ales PDL și așa mai departe, ca în momentul în care se vine cu un program economic și social acceptat de populație și cu o anumită majoritate, să facă și această ordonanță de urgență, tocmai pentru a ușura pedepsele unora care au furat din țara asta. Este clar că presiunea a fost celor care fie au, nu numai alu Dragnea, au hotărâri judecătorești cu pedepse cu suspendare, dar pe rol mai au încă 2-3 dosare și așa mai departe și trebuia rapid să rezolve pentru a-i spăla că dacă vine a doua condamnare într-un alt dosar, așa, după aceea lucrurile se îngroașă. La revedere. Din cele 2000 de dosare, eu sunt convins că nu 2000 sunt numai ale PSD-știlor. Că acolo distribuția este așa cam cum a fost și la vot. Au și unii și alții. De-aia și unii acum chiar declarații destul de oameni politici care au fost destul de cu poziții superioare în stat a spus că orice aș spune eu acum aș fi subiectiv pentru că avantajul și familiei mele este substanțial și i-a nominalizat cam pe toți din familie cu privire la avantajele din aceste ordonanțe. Bun, încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și invitat dumneavoastră. Vă rog! Mă numesc Dima. Am fost coleg cu domnul Minică, al dumneavoastră, invitat dumneavoastră. Vă salut! Referitor la ce aveți dumneavoastră acolo, cum comentați evenimentele, cum să le comentez evenimentele, le comentăm în felul următor. Este ceva organizat pentru dezorganizare. PSD-ul a scăpat hățurile din mână și cai au luat-o razna. Păcat, păcat de tineretul care au avut atâtea și atâtea de profitat, să spun, din partea așa, studenții și așa mai departe și pensionari la fel. Au ieșit și pensionari, au ieșit și studenți, au ieșit toate. Pe mine ce mă doare vorba, ce vreau eu să vă spun dumneavoastră și la ce vreau să mă refer. Toate evenimentele aceste săptămâni, treaba cu Ramo, Buzău și cu căldura. O să discutăm și despre acest lucru. Nu știu dacă pot să intru cu acest subiect. În discuții... Spuneți în momentul ăsta care ar fi problema. Deci în momentul ăsta care vă spun, deci eu locuiesc într-un bloc în micro 14... Am făcut o încălzire pe orizontală în 2016, acum un an. Am documente, am acte, am tot. Ramul nu trebuie desfințat. Vă pot dovedi cu hârtii că tot am în decembrie 2015, când am plecat în decembrie 2016 și așa mai departe. Adică sume... Este extraordinar acest sistem și ramul nu trebuie desfințat. Deci sume mult mai mici față de cei care plătesc și care au centrală termică proprie, nu? Deci centrala proprie în bloc, asta e o bombă cu ceas. Vă spun sincer că o să fie mulți, mulți, mulți bătrâni, cum a spus domnul Toma, că facem centrale și nu știu ce. Vă spun sincer, eu, pe nou sistem orizontal, eu personal, în afară de toți vecinii din bloc, da, sub 50% față de când eram la RAM. Iar treaba cu repartitoarele e o păcăleală imensă. Am dovenitoare acte cu liste de plată, cu calcule, ce făcea El Saco. O spun pe asta pe față, că El Saco a administrat această chestie cu căldura în blocul nostru. Extrocării foarte mari. Da, vă bun. Spun sincer, vă dau liste clare și pot să viu să vă demonstrez. Am înțeles, mulțumim de tot. Puțin la jumătate. Mulțumim mult de tot pentru opiniile exprimate și legat de protest și legat de problema cu Ramu. Într-adevăr, a fost o declarație a primarului care a stârnit foarte mult neapărat panică, dar îngrijorare în rândul celor care sunt racordați cu apartamentele la Regia Autonomă Municipală, în sensul că ar putea să intre în faliment regia și să desfințeze și să nu mai avem sistem centralizat de încălzire. De cealaltă parte, conducerea regiei spune că, domne,
cu datoriile nu suntem chiar atât de grav precum se preconizează și că o soluție de genul acesta ar fi absolut cruntă pentru multe familii care nu își permit să își cumpere centrale termice de apartament, iar discuțiile sunt în continuare în atenția autorităților. Pe lângă acest fapt, se anunță o scumpire a gigacaloriei din primăvară, pentru că dacă anul acesta, în sezonul acesta de iarnă, s-a primit de la guvern un sprijin financiar, da? Un sprijin financiar pentru a depăși această perioadă, din primăvară primăria nu mai poate să acopere subvenția la gigacalorie, chiar dacă e primăvară, nu se dă căldură în calorifere, însă apă caldă curge în sistem centralizat. Și ar putea exista o scumpire a gigacaloriei. Eu cred că e de lungă durată chestia asta până când se ajungă, dacă e să existe un faliment și să nu mai poată furniza regia, să se desființeze și așa mai departe. Deci partea juridică sigur va fi de lungă durată. Problema este dacă intră într-o incapacitate de plată și în probleme cu furnizorii de gaze sau ce mai au ei combustibil acolo, atunci într-adevăr vor fi probleme. Dar să știți că și aici, și trebuie să știe buzoienii, că tot o dăm pe vina lui domnul Toma, pe vina nu știu cui. Administrarea societăților de stat în general și cele care au avut consilii de administrație unde au fost numiți în general politici și conducătorii și administratorii, n-au fost făcute în mod profesionist și mai mult căpușate și păspinarea cetățenilor în speța de față și așa mai departe. Este clar că acolo, dacă avea un manager bun la momentul potrivit, nu ajungeam în situația asta și dacă se conducea profesionist și nu cu comandă de la Palatul Comunal sau din altă parte, cu tot felul de firme căpușe și așa mai departe. Trebuie să știe lumea adevărul, domnule, că asta scoate și tineri în stradă acum. Faptul că tot am mers în minciună, unii prosperă, alții învață și trebuie să lucreze prin străinătate, că nu ies părinții că au copii pe afară și așa mai departe și le e frică că țara asta, cum se spunea, foc și în loc să se întoarcă copiii aici. Dar sunt probleme grave care nu le discutăm și ne bucurăm de faptul și e bine că se măresc salariile, că se măresc pensiile, dar se măresc din munca și din eficiența noastră, nu a guvernului care oricum strâng banii și cheltuiesc câteodată în mod abuziv și pe lucruri care nu trebuie și cu tot felul de parandărături și așa mai departe. Trebuie să știe lumea și să fie conștienți de faptul că să-mi arate mie cineva oameni care toată viața lor n-au fost decât la stat în condițiile astea sau în politică și care nu au averi care nu pot să le justifice. Da. Bun. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu mai multe subiecte, inclusiv cu vestea bună că timp de 3 luni, cel puțin, nu se va mai plăti taxa pe apa de ploaie în municipiul Buzău. Revenim imediat.